făcut primul film documentar, de fapt, după ce am terminat școala de film, facultatea, la Aristoteles Workshop. Ăla a fost primul meu contact așa mai serios cu filmul documentar și... 2013, cred. Da. Și a fost așa o schimbare neașteptată pentru mine, de atunci mi-am dorit să fac film documentar. În primul rând, cred că mi-a plăcut diferența dintre chiar procesul, să zic, de creație a unui film documentar. Faptul că e așa creativ de la început până la sfârșit, nu ai o idee pe care o urmărești neapărat, totul se poate schimba. Chiar și la montaj, sunet, până nu ai terminat cu toate etapele astea încă. E un film pe care l-am făcut pentru școală, am studiat în Anglia și era un exercițiu de fapt de documentar investigativ. Cu ideea asta am pornit, dar când am început chiar să filmez, să cunosc oamenii, am luat-o puțin în altă direcție și am vrut să fac un film despre locul acela, tot ce presupune el, natură, animale, oameni, ceva mai mult observațional. Până acum am făcut doar scurtmetraj pentru că filmele mele sunt filme făcute în școală și noi aveam un timp limitat și așa, dar acum fac primul lungmetraj. Am fost foarte deschiși, dar nu știu dacă neapărat, pentru că sunt expuși, tot timpul sunt așa foarte uimită când cunosc oameni care de la început nu am nicio problemă cu camera de filmat și chiar mi s-a întâmplat de multe ori și mai ales la noi în țară și în sate în special. Sunt foarte mulți oameni care de la început sunt extrem de deschiși, n-au... Da, exact, nu, parcă nici nu e acolo, nu se comportă în, nu știu, fals sau altfel, chiar sunt, mi se pare extraordinar. Cred că pentru mine e foarte importantă diferențierea dintre filmul documentar și orice reportaj sau orice ceva jurnalistic, da? Și foarte important pentru mine faptul că filmul documentar nu e doar o descriere, să zic, a realității, e o interpretare a realității și, din punctul meu de vedere, se poate apropia foarte mult de ficțiune.